Salutare toată lumea, numele meu este Andy și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft, single player Andy's All. Episodul numărul ceva pe acolo, stai pe loc, Inksac, auzi, oak-ule. Am omorât ceva de ăștia între timp în care am venit pe aici și am făcut 26 de oaks, Inksac, pardon. Da, între timp, știți, data trecută eram în peșteră, am ajuns și acasă și vreau să mă duc din nou în peșteră pentru că nu-mi place acasă. Nu am chef, chiar astăzi nu, n-am nicio idee și niciun cel mai mic chef să mă apuc să fac asta, mi-e greu să gândesc. Băi, da, peștera aia unde era, frate? A, da, azi fără facecam din motive de securitate. Și băgăm ăsta aici, scoatem ăsta, că o să avem nevoie de multe, multe, multe chestii. Uitați așa. Un double chest, credeți că merge aici? O zic că mere. Nu, o zic că mere. Ok. Băgăm și noi ceva pe aici? Uite, de exemplu, lucruri nefolositoare, cum ar fi ăștia. Le băgăm și noi pe aici, nu? Deci nu, itemele le băgăm în altă parte, itemele le băgăm aici. Știți că tot ăla a trecut, tot sezonul trecut, am avut o habarabură totală, peste tot. Băi, dar e sound-ul dat mai tare sau mi se pare mie? A, nu, este bine. Atunci, cred că am eu boxe de date prea tare, dar nu-i nimic, îmi place să aud. A, nu că n-aș auzi de obicei, dar înțelegeți voi, nu-i problemă. Așa, băgăm aici. Așa, ăștia aici și mai băgăm și pe ăștia aici. Fie treaba. Și haideți să ne mai facem niște bocanci ceva. De fapt, cred că ar trebui să-mi fac o cască. Pentru că, stați așa, cineva mi-a dat ceva pe scări pe mă. Na, nu e interesant. Adică, nu că nu e interesant, nu pot să fac acum totul. Hai să zic așa. Avem ceva stone aici, da, hai să luăm și la noi ceva, deși nu prea ne trebuie. Stați să lăsăm ăsta aici, ar trebui să tăiem pomii, dar... Ah, doamne, haide să-i tăiem, dar mi-e o lene, măi, dar mi-e o lene, boi de mine, dar nici voi nu știți ce lene mi-e. Ma picioarele, am o lene, haide să mergem să tăiem pomii între timp, că și așa stăm și ne uităm la foc cum arde, uite cum arde, toată lumea strigă... Nu era așa, dar toată lumea strigă, hei, e țara lui Andrei, he. Da, astăzi fără facecam din cauza că lumina este proastă seara pentru că mi-am stricat reflectorul, nu știu dacă v-am zis, dar parcă v-am zis, stați așa că trebuie să plantăm și pe mine apoi imediat după. Ce? Am zis că vreau să fac așa, știți? Oh, misty eye of the mountain below, keep careful watch on my brother's soul. Bine, gata, nu vă mai poluiesc fonic azi, nu. Azi vă las liniștieți. Și haide să tăiem tot ce se întâmplă. Băi, dar iar uitai să pun pomii. De ce fac eu de astea? Somebody's calling me. Bercea. Alo, da, Bercea? Da, eu sunt Andy de la directorul de la Raze și filmez. Ce dorești? Minecraft single player Andy's World. Aolea. Ce? Nu te promovezi la niciun rol azi. Nu știu dacă am timp asta seara, că mai după aia am ceva de filmat special, dar nu zic aud fanii și nu e bine. Ce? Ce zic acolo? Că nu mai pot să vorbesc, hai că vorbim mai încolo, pa, pa. Hai, pa. Gata, i-am închis. Doamne, doamne, ăsta mă stâcă întotdeauna, bercică, gogoșică ăsta. Mâncala și eu pe el, de fapt nu, că e gras și urât și nu sunt gay. Bă, dar mai e mult de mai aici. Sper că și-a dispars și singure. Eh, de fapt, sigur, ar trebui să dispară și singure. Sper să nu crească pomii urâți data viitoare, știți? Asta e cea mai mare... Mă sună la micu. Mă, ce vrei? Crimăciorule! Bă, se aude prost de la tine. Ce faci? Ce vrei? Filmezi? Filmezi acum live? Da, nu e live, e off-camera. Mai cu off-camera. Păi ce, bă? Nu am facecam, nu știi. Mă, tu acum filmezi acum. Da, mă, tu crezi că glumesc? Și mă aude toată lumea. Ce? Și mă aude de toată lumea acum. Îți dai seama, parcă e prima oară. Când... Am emoții. Vai de mine, Bercea. Bă, puțin să faci o freza puțin, că n-ai. Bă, nu te vezi, prostule. Știi asta, da. Dar totuși, să fie preventiv acolo. De. De ce faci asta? De al dracu, ești de ambițios, mai zice ceva. Cânciorule. Și chiar vrei să stai tu aici cu mine? Păi n-am altul cu care să stau în complă. Bine, am încă trei, dar da. Dar nu scot. Cum îi cheamă? A? E un One. De ce, te băgare aia în confă? Nu știu ce o fi fac cu el ca să-l mai umilesc, că el e... Mă rog? Ce să umilești tu, bă, Bercea?
Bă, eu sunt în Liga a doua, el e în a treia, deci sunt mai bun. De, și ce echipă am eu? Berceam, auzi, putem să vorbim după aia, pentru că e seria de single player, știi? Ce dacă? Păi e seria de single player. A, la... pe Onec, când se juca FIFA înainte, îl țineai în ăla, bine. Când mă, când? E când, când filmai tu înainte, ai Dizord la începuturi. La începuturi, începuturile timpului. Cărnăciorule. Cărnăciorule și tu și cu, nu mai zic eu. Ziceam eu ceva, la mie milă. Bine, Berce, hai că vorbim după aia, hai închide. Dar nu închide, nu faci asta. Îți închid. Nu fii prost. Bă, pe bune, păi lasă-mă, frate, că e seria mea de single player, uite, ne aude o internațiune întreagă. Ce dacă, haideți ca să mai dăm puțin gust. Lasă. Da, mă rog, că mi-e urât să stau singur în cameră, ești prost. Ia uite, ăsta e urât să stai singur în cameră, lasă că nu vine bau-bau. E, nu. Dacă vine una bună și mă violează, ce fac? O, doamne, tu cred că vrei să joci cu mine în Dizolv single player? Nu. Nu? Dar cu ce vorbi și eu, mai fac și o bâză, mai fac și eu ceva. A, păi și dacă ar fi să te invit la un Dizolv single player, ce zici? Mustafa, nu, a, serios? Ce? Nic. Zi-mă. Nimic. Hai că nu, mă, nu, ce vrei să zici tu despre mine, nu despre Mustafa. Nu mai râde, prostule, că te aude după aia, dacă se uită la clipul nostru. Dar dacă nu, azi, eu uite sigur, că e cel mai mare fan tău. Cred că. Pe fan înfocat. Dar nu să-i dezvăluim numele, că na, că nu vrem ca să îl târâm pe jos cu numele lui. Numele lui de șmecher. Da, de crâncior. O, oh, doamne, Berge, și chiar așa îți place să stai cu mine în confort. Păi de fiecare dată când jucăm LOL, nu schimbă tu bot primei gay, nu gay primei. Deci, de ce oare ți-o place tu stai? Tu mă forțezi. Ba tu, zici, de când a, bă, hai scrie, hai, e chestia împreună, eu zic, bă, ce ești bun, mie îmi la fetele, tu, bă, nu. Hai, haide, lasă, mai fiești excepții. Mergea, te aud cam tare, sau mi se pare mie? Ești prost. Fault, futu-ți morții mătii. Bă, tu te joci FIFA și vorbești cu mine, ieși acasă. Bă, ieși acasă, jucătorii de FIFA, nu suport FIFA. Gata, nu mă joci FIFA. Ieși, du-i liv. Cred că te duci rage quit. Da. O, doamne. Mulți au zis că fă Undisor single player cu Bercea. Și eu am zis, nu vreau să fac Undisor single player cu Bercea, că Bercea e grea și urât. Ce minți, unul la mână, cum adică single player cu Bercea, eu nu înțeleg asta. Uite, asta e, adică single player, seria mea de single player care o joc acum, și cu Bercea, adică cu tine. Nu știi mai știi cum te cheamă? Știam eu. Crăciunul de Bercea. Băi, acum știi care e faza șmecheră, eu nu mai știu ce peștere am fost. Peștera Muierii. Acolo, nu cred. N-am fost pe acolo. Mai știu o peșteră, dar mie că te speri pe mine. Las, hai fără cuvinte urâte, știi că sunt pe boxe. Dar de ce nu ți-o știu că și le tale care nu merg? Oare de ce? Ia, ai o singură încercare. Ghicește. Se iau prea tare? Ești prost. Aude, mă, că găsi peștera, ia stai, mă, că... După le Mario le Balotelli. Aha, pe aici. Aha, uite, o să fac asta. Eu azi, mă, de Mario Balotelli. Cine e, bă, ăla? L-am cumpărat la Ultimate. E mare vedetă pe YouTube? Nu, atunci e mare degeaba. Pe... Eu cunosc numai youtuberi faimoși. Ca Tequila. A. Păi cum să nu cunoști pe Tequila, frate? Ai trăit degeaba. Da. A, mie spui. Dacă nu-i dai dislike o dată, înseamnă că ești... Că ai trăit degeaba. O, doamne, Bercea. Bercea asta, bă, dar tu așa e rău, ai fost întotdeauna sau ai căpătat cu vârsta? Bă, aia are vreo 300 de clipuri, da? Să zicem... Care 300? Că nu are 300, are 90. Dar eu i-am dat dislike la 301. Auziți? Auziți și voi aici, hater. Hater în masă. Da. Le... Cum le ce vă? Le devorez. Ce devorez, mă? Eu știu. Mai bine las. Hai să nu devorăm nimic. Dar mai ții minte, bă, Andrei, faza aia cu... Dar n-are importanță la asta. Ce v-a zis? Ei, știi tu acum, orgia aia de marți. Ha? Ha? Bercea. Hai, lasă, că numai acum spunem la fan ce facem noi, ha? Doamne, iartă că nu știe ce face. Dacă n-am abuz, dacă n-am adus bagabantele alea care aveam împreună 60 de ani. Adică una de 58 și două de un an. Bercea, nu mai da din casă, te rog, mă faci de râs pe YouTube. Asta și intenționez. Uscălă-te! Hai, nu va.
Mamă, ce gol am dat Călșaraui. What the fuck? Dacă nu e schelet, e tot degeaba. Dacă e vacă? E vacă și tu acum, nu e Alistair. Stefan L? Șaraui. Creeper. Creeper? Ce dai cu ăla? Creeper, bă, boule. Oh, salut Creeper. De ce bubuica bou? Eu sunt doar un vis. Tu ești un maidanez rău, tu rublesa, nu te putem dresa. Nu execuți când zicem culcat. Ce ai bă, se arată la tine, ești făcut la zile mari, tu, bă, te-am mai zis. O, Doamne. Asta nu e sănătos. Bergeam. Când mai fi pe la mine? Aaaa, mai cu lui aia, nu. Iau cu ocolite, cu de-astea, mă? De ce vrei să facem temele împreună sau ce? Bergea, hai nu fi nesimțit! Adică eu vorbesc frumos cu tine și numai cu de-aștia, dar vorbesc de potrași cu spurcăciunile. Bine, nu faci asta! Că nu, că fac temele astea, pe partea a doua. Nu faci asta, nu contează. Ce ai, bă? Bergea. Uneori mi-e frică să stau cu tine în confă. Ieși afară atunci. De ce așa aceasta? Pentru că ți-e frică, nu ai zis-o cu gura ta? Asta nu e o soluție. Văd că ai mai mult tupeu când nu joci. Când joci nu mai ai așa mult tupeu la cameră. Bă, dar mi-e dor de Parpandel. Cine e ăla? Frate meu al mic. Parpandel. Cred că ai stat mult să te gândești pentru numele ăsta. Nu! Păi de-a tatii l-a pus. Nu mai spune, mă gândeam că l-ai pus tu. Păi nu, că el s-a inspirat că avem o vecină și are un pichinez. Bine, dar a murit, dar n-a nici important. Și el avea numele Parpandel. Are un pichinez, dar bine, dar a murit. Și am, din cauza, în memoria pichinezului, am pus numele lui frate meu mic Parpandel. Nu, bă, nu! Ca să fie treaba, păi ori suntem țigani, ori nu mai suntem. Dar n-a murit de mult. Cine, Parpandel sau frate tău? Bă, du-te de regulă, Parpandelul ăla, originalul. Doamne! Ron Hood, motherfucker! Bergea. Dar bine mi-e. M-ai făcut să râd azi în toată supărarea mea. Ce toată supărarea, bă? Că te-am promovat în Silver 1, dar tu ești prost și te-ai pretuiat, dar singur. Lasă bă, că nu despre asta era vorba aici. Ce? Ce-ai bățit? Nu știi, nu ți-am zis. Nu-s momentele să zicem acum, prietene. A, aia cu bagabanta aia care nu vrei să aha. Mergea, te rog frumos să te oprești. Păi aia, păi nu zici mă tu că nu îți place să... Mergea. Ce? Taci. Nu vreau să mă apuc să tai partea asta la montan. Auziși? Ia, zi-mi, găsesc în peștara asta și o diamant. Mergea? Da. Zi-mi, găsesc sau nu? Tu știu ce este acolo. Păi, prezice că am auzit că ești prezicător. Hai zi. Ce să zic? Păi prezice, da sau nu, aurbau? Da. Ah. Dacă nu găsești, sigur că nu găsești tu diamant, că tu nu ai avut niciodată noroc cu viața ta. Bă, deja am câteva blocuri de diamant care nu vreau să le iau, că aștept să îmi fac un pic de la, știi cum am făcut noi de la, de-ți dă multe diamante. Cine? Mă, ați primit la notificări pe telefonul ăsta, ne-mi veni rău. Aruncă-l dere cu gălșea și-ai spart. Deci dacă-i spart ce? Numai eu pot să-l folosesc, nimeni nu mai poate. Da, am văzut. Nu pe bune. Al meu care vai capul lui și merge de două ori mai repede ca al lui. Bă, tu ce telefon ai, mă? Tu ai de la cu butoane, taci din gură. Eu n-am de la cu butoane, am de la pe touchscreen. Oh, nu mai spune, știi cum se numește? Samsung... cum era, mă? I1000... Nu! 9500. Fii atent, ai știi ce titlul pun la episodul ăsta? Bercea pe fundal. Ce zici? Nebune, mă flatezi. Oh, da. Asta și vreau, prietene. Mă simt special. Doamne. Dar cum să nu fii? Auzi, uite un liliac aici. O să-i pun numele Bercea. Bă, Andrei! Ce vrei? Acolo, în mina aia, e mult cabăl. Nu, e mult stone. Da, e mult de tot? Mult. Cât de mult? Foarte mult. Să-mi iei și mie unul. Gata. Ți-l împachetez sau ți-l aduc așa? Vii tu la mine să-mi-l aduci?
Ei, dacă pui problema așa, nu știu, mă gândesc, drăguțule. Vrei să arăt colecția mea de sticle de bere? Mai bine las. Bă, câte sticle de suc am băut? Cred că fac o cameră. Ce bă? Cred că aș putea să fac o cameră de asta, de să stai în ea, șmecher cu ala, cu interpane, cu aer condiționat. Cu înghețături, cu suci, cu alte chestii, nu? Parașuturi, tiribombe. Tu le spui, bă. Ce zic eu, ce auzi tu? Bă, auzi în pungă? Da, scoate capul din butoia cu vin și vorbește. Tu scoate capul din curs și uite mai în față. Bă, fără cuvinte porcoase, dar frumos te potrăși cu spurcășinile. Pui tu bip. Da, acum mă apuc să caut partea în care zicești tu asta. De ce nu, că ea fac mai fără așa fără fac. Fără face chemați, bă, nu știu la ce minus sunt. Îți spun eu. Uimește-mă. Cât erai share în timpul ăsta? Cât eram? Păi eu intrai cam de 10 minute. Plus tu, la cât de greu te minți și la cât îți începe filmarea, la câte erori îți dă și juri. De ce minți, bă? De ce minți, bă? Bergea, de ce minți? Că ai PC-ul vai capului cu niciun gigaram. Ce dai cu firma în cap? Azi, bă, Andrei, sincer, te-ar merge mai ușor dacă ai filmat cu telefonul. Vrei să filmezi cu telefonul? Minecraft, ar fi pedal. Gata, dar telefonul meu nu filmează bine. Nici o problemă, ții camera. Filmez cu camera. De. N-ai dupeu. No. Ca aia mari, te-am văzut pe 2-3 pe YouTube care filmau cu telefonul Minecraft. Serii întregi, băi. Ha, nu în episod 2. De survival. Păi să fie treaba, băi, ori filmăm cu telefonul, ori nu mai filmăm. E. Ce mi-ești tu, ce mi-e stăia? Ce mi sunt ăia? Ce mi-e stăia? Ce mi-e Româna asta, ce faci, bă, Româna? Băi, eu nu sunt român. Vezi că știu cum o cheamă. Ce? Pe doamna ta de română. Și ea știu, o știi și ea? Nu știu, ea întreabă. Am ajuns la lavă. Hât fență gol! Hât ce? Hât fență gol! Cine aia? Spune că mi-am plătit toate facturile. Mi-am plătit toate facturile, vreau să zic. Doamne, ce glume ai să mă râd de m-am ce oprit. Crăciorule. Mă mănânc rău un reche, mâine plouă. Da, ia auză, v-am zis că e prezicător. Poate să prezică și cu 2 minute înainte Eden, să se ducă baba! La... Ha? Ce? Uite, atent, poate să prezică și cu 2 minute înainte să se ducă la toaletă. E mare bagabond. Odată am băut o bere fără să pun în pahar. Odată, mai de mult a bătut singur un covor, dar nu mai spune că nu-i place să-l aude. De? De. Tu ăsta anti de la lectura de la Z. De la ala Z, bă, te rog. De la ala Z. Nu! Am făcut level 28, îmi trebuie un așa. Sau cum zice tovarășul nostru Steffi de la ala mâncă, mai mai încă să filmezi. Bă, dacă asta le place la public și dacă n-am calculator bun să-l filmezi altceva, ce vrei? N-ai tu bani să-mi cumpăr al PC? Ce să filmezi, bă, tu? Hai să strângem o campanie. Vă dau PayPal-ul meu și cine vrea îmi donează și mie niște bani pe PayPal, da? Facem percea. Da, îți dau eu. PayPal-ul meu e greencaffee24, greencoffee24, aruntiahop.com, aștept donații. Să spuneți și numele de la cine donează, să spună numele. Și o să-mi iau un PC, cât ai zice, pește, nu-mi vreau niciun PC, asta e. Nu pe bune, Bergea, facem o campanie pentru donații. Pentru copii, da, copii sărași din Africa, eu sunt copilul sărac din Africa. Păi știu că tu ești un copil devalorizat. A? Băi, eu măcar nu am dizabilitate, stai din gură. Deci da, nu uitați, v-am zis, Green Coffee, greencoffee24, aruntiahop.com, PayPal, donați bani. Zici parola. Da. Acu. Nu zic parola, că mi-e frică de pe... Nu-i da, ră, că ăsta își bagă banii lor și cumpără skin-uri. Bă, am băgat-o vreodată bani într-un joc, mă, milocule. Banii numai ăsta de plătit curentul, acolo sunt. Auzi, te rog frumos, te potrăși cu spurcăciurile. Da, Jecu, ca să mi-o de pe face, nu mai avansă, mai plăjă cu netul. N-am mai filmat 2 săptămâni de atunci. Doamne. De-aia e bine. Am auzit un zombie, Bergea, mi-e frică, Bergea, mă cac pe mine. E în lavă, cred că. Ceva? Ce? Am auzit un zombie. E sigur că nu e Gabriel? Da. M-am ajuns într-un crater, iar. Apropo, mă, Gabriel unde e? Nu știu, bă, pe aici. Gabriel, nu-i mai zic. Gabriel, mizorie.
Mizio, uie, ce ești? Mă, Gabriela. Mamă, mi-e frică să mă explorez, frate, că am prea multe iteme. Și deja am început să au zombie și deja am început să fac pe mine. Să arunci lavă dacă ai prea multe. Păi de ce nu? De ce da? Poate m-am mai dus și pe aici, aici nimic. Așa să... Fault! Hât! Da. Hâțână, hâțână. De aia fac eu cu... Te invit să facem un hâțână, hâțână. La pat, bă, retardatul, să reparăm patul. Bă, reparăm patul, bă, idiotule. Bă, iau, nu ai la prostie gândul ăsta, n-ai văzut așa ceva. Niho, niho. Niho, niho, păi faci tu lui frate tu, nu mie. Ia auzi cine e gay. Bă, dacă tu mă iei cu hâțână cu ăsta. A, Doamne. Bă, Berșa, ce-i cu tine, da. Ce băuși? Apă plată cu lămâie, amestecat cu puțin cafea și puțin cappuccino, a? Da, de aia, Green Coffee se cheamă băutura. Aha, 24, arunteahu.com. Donați acum. Ce? Donați acum. Uite, bă, cât iron într-un singur loc, bă, ești nebun. Hec. E hec ăsta, mă, dacă ai vreo multe. Da, bă, hec. Ai văzut cum au aia de pe LOL. Când îmi dă 17 LP, când joc un ranker și când câștig îmi dă 17 și când pierd îmi ia 18. Asta face, păi, dar voi nu știți. Auziți chiar? Îl trimite Microsoft la piață. Bine, că am multe întrebări pe la clipul ăsta, dacă vă amintesc vreunul să răspundeți. De ce când câștig un meci de rank îmi dă 17 LP și când pierd îmi dă 18, îmi scade 18? Și mie, de ce când pierd îmi ia 16 și când câștig îmi dă 26? Asta vreau să întreb și eu. Exact la de fel. De ce? Pentru că eu the best ADC E1E. Taci din gură, dar dacă nu-ți jocă suport, te faci pe tine. Tot timpul te dezorientezi, îi dau cu knock-up cu Alistair și când îi dau cu knock-up Berșal meu se dezorientează, o ia în spate, în față, începe să tragă minioni, unde e, unde e, că nu mai văd. Da. Taci din gură, că așa faci. Nu te m-am luat, că nu toți știu LOL, adică 99% nu știu LOL, deci nu știu. Nu se știe, cum acum găsim unul. Păi ai curaj, Berșa, să provoci un fan la LOL. Oricare, oricând. Oh, Doamne. Nu, doar dacă este peste platine, că dacă e sub, nu mă bag. Vorbi bronz 2 din el. Ce, bă? Vorbi bronz 2 din el. Bă, am fost bronz 4 și am promovat și promovez că sunt calificări. Bă, ia, să zici și mie, cu cine promovezi tu? Iar acum să zic cu cine. Hai mă, zic cu cine promovezi. Cu Jinx. Bine, bă, să joci cu Jinx de acum înainte, singur, bă, fără mine. Te iau și pe tine să te mai car. Că l-am promovat în Silver 1 eu singur și când joacă el prostul 3 meciuri are tu arată înapoi în bronz 2. Doamne, cât am mincinos, doamne. E doamne. Prost. Și ne-am mai promovat de atunci, de 2 săptămâni se tot chinuie, se cacă pe el. Berșa, taci că ți-o dau. Ce-mi dai? Dar ce, uite diamante, dar le-am mai văzut data trecută. Le iau când o să fac seal touch. Doamne, știi acolo diamantele, vrea să ne arate și el că na. Că sunt avut, mă, aia vreau să vă arăt. Da, ești mai mare avut din lume. Păi așa știu și eu. Cumperi cartofi cu 4 lei cu 5. Bă, fii atent. Invers, cumpăr parfumul cu 35 de lei și le vând cu 40. N-ai aici afacere, fraiere. Cumpăr mărțane cu 1000 de euro și le dau cu 1005. Eu m-am cumpărat cameră să mă apuc de vlog cu termina jumate și am văzut cu 4, asta afacere. Aia afacere, aia. Și a ținut-o 5 ani, s-a filmat în timp ce nu mai spunem. În timp ce el bătea pe frate său, a încărcat un film pe YouTube, a făcut 10.000 de vizualizări, l-a șters și după aia și-a făcut camera. A zis că s-a plictisit. Popularitatea asta nu-i place, ci că-l strică. Cică. Cum zici, mă, că-l cheamă pe frate tău? Nu mai zic. Pașpardel, cum zici să-și, mă? Să-ți aduce aminte tu. Solo, solo. Hai, mă, zi, băi, după aia oricum mă uit pe filmare și tot nu-mi amintesc. Nu mai am, că a plecat la Vâlcea, nu mai să mură. Dacă aveți freonul rude în Vâlcea, ceva, duceți-vă și voi la centrul ăla de copii handicapați. Mercea, nu cred că trebuia să zici asta. Da, jos, și-l vista și pe el acolo, că e singur. E singur săracul de el. Oh, Doamne, Doamne, iartă-l pe Mercea, că nu știu ce facem. Bine, Mercea, hai că trebuie să încheiem și noi episodul ăsta aici. Și noi? Păi da, să mor tu după jucămonul? Acum, jucămonul? Nu, că am niște treabă. Că cred că filmai 30 de minute, nu trebuia să filmez atât. Mamă, hai, te rog. Sper să vă placă episodul acesta, nu uitați să donați la cafearonteahu.com și Berșa Noob. Și nu uitați, dar vă pregătesc, adică nu vă pregătesc nicio surpriză, mint. A, da! Berșa, tași că te dau afară din gonfă! Gata, am puțin că mi-aș aminte ceva, lasă-mă puțin să zic. Ia, hai, te aștept.
Deci fii atent. Andreea a făcut marțiară o urgie cu Fong Fu și cu Mitru. Gata, mergea, hai și de afară. Haide să lăsăm de apăzea. 3, 2, 1... Eram sigur, fii atent. Făcui 3, 2, 1, îi venea mă sunaj. Hai, spune repede. Aha, cum ai filmezi, vrăjeală? Bă, bă, filmezi, spune, ia. Nu dă numai că te încurge mai în cur. Ok, o să tăiem partea asta. Bine, asta a fost tot pentru astăzi, nu uitați să vă abonați și dacă v-a plăcut acest episod și dacă chiar vi s-a părut amuzant, lăsați un like și un comentariu, haide Bercea vă așteaptă, spuneți în comentariu Bercea e prost și o să vi dau în considerare. Nu o să vă bag, o să vă bag în concursul meu de cel mai deștept om al săptămânii. Bine. Mă trolezi, te trolezi, fraiere. Cine vrea să joace cu Andy, lasă un comentariu cu Bercea și Maker. Ok. Așa da. Și încă ceva, Andrei a făcut masteră OG cu Fonfu și cu Mitru. Cine e Fonfu și Mitru? Hai că nu știi, fraiere, tu nu știi. Da, bine, asta a fost tot pentru astăzi, ne vedem data viitoare, pa, pa!